Vă salut, dragi prieteni! Bine ați venit la lecția 1 din acest capitol, în care vom învăța câteva aspecte foarte importante despre citirea notelor pe portativ. Să începem cu câteva noțiuni elementare, dar extrem de importante. În această imagine puteți observa portativul muzical. El este format din 5 linii și 4 spații. La început de portativ, primul semn pe care îl întâlniți se numește cheia sol. Așa cum observați în această imagine. În muzică există și alte chei, pentru diverse instrumente. Pentru pian, partiturile se scriu în două chei, cheia sol și cheia fa, dar noi, în această lecție, vom discuta despre notele din cheia sol. Notele muzicale se scriu atât pe linii, cât și pe spații și nu numai. Notele se mai pot scrie atât sub portativ, cât și deasupra. Dar despre lucrul acesta vom discuta în lecțiile succesive. Acum haideți să vedem cum se scrie gama do major pe portativ. În această imagine avem nota do central. După cum bine observați, nota do central se scrie sub portativ, iar prin mijlocul ei trece o liniuță. Aceasta fiind una dintre liniuțele ajutătoare de care ne vom folosi atunci când notele se scriu sub portativ sau deasupra acestuia, așa cum vă spuneam un pic mai devreme. Dar acum trebuie să observați doar atât fără să intrăm profund în amănunte. Mergem mai departe. Nota re, după cum observați, se scrie exact sub prima linie a portativului. Apoi urmează nota mi, care se află pe prima linie. Apoi nota fa, care se află pe primul spațiu. Nota sol, care se află pe a doua linie a portativului. Nota la, care se află pe al doilea spațiu. Nota si, pe a treia linie. Și în final am ajuns la nota do, care se scrie pe spațiul 3, și am încheiat gama do major într-o singură octavă. În această imagine am să vă prezint notele care se scriu pe linii. Iar în această imagine, notele care se scriu pe spații. Acum am să vă prezint alte semne deosebit de importante, care se numesc alterații. Semnul din această imagine se numește diez și are rolul de a urca sunetul cu un semiton. Semnul din această imagine se numește bemol și are rolul de a coborî sunetul cu un semiton. Acesta este exact contrariul diezului. Iar acest semn se numește pecar și are rolul de a anula diezul sau bemolul atunci când este nevoie. Dacă ceva nu vă este clar, nu vă faceți griji, căci vom dezbate acest aspect mult mai profund în etapele următoare. Voi trebuie să înțelegeți foarte bine doar rolul acestor semne. Învățați foarte bine notele pe portativ din această octavă și este foarte important să le scrieți și voi pe portativ, exact așa cum vi le-am prezentat. Scrieți gama completă. Puteți scrie sub fiecare notă de pe portativ denumirea acestora, așa cum ați observat în această frumoasă lecție, apoi scrieți notele de pe linii, apoi notele de pe spații, în așa fel încât să le memorați foarte rapid. Pentru a putea face cu ușurință acest lucru, mă puteți contacta pe e-mail dacă sunteți interesați și vă trimit gratuit mai multe tipuri de blancuri în format PDF A4 pe care le veți folosi așa cum vom învăța în lecțiile pe care le voi prezenta, iar voi va trebui să le imprimați și să le folosiți. Blancurile sunt niște portative speciale gata preparate în două chei pentru pian și cu diferite măsuri sau simple, fără măsuri și le puteți folosi în funcție de necesități. Dacă nu, vă puteți cumpăra foarte bine un caietel de muzică și la treabă. Acum haideți să cântăm gama urmărind fiecare notă în parte de pe portativ. Priviți portativul cu gama do major în această imagine. Vom cânta fiecare notă câte 4 timp pentru fiecare, numărând odată cu metronomul de la 1 la 4. Nu uitați să așteptați primii 4 timp ai metronomului, după care începeți odată cu mine. Dacă sunteți pregătiți, să începem! Unu, doi, trei, patru. Unu, doi, trei, patru. Unu, doi,
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.